În anul școlar 2012-2013, în Dolj se înregistrau 98.600 de elevi. În 2013-2014, numărul a fost mai mic, de aproximativ 97.000, și a scăzut anul acesta la 96.000. Dacă în anul școlar 2012-2013 au funcționat în învățământ un număr de 17.022 de copii, în acest an școlar sunt înregistrați în învățământul preșcolar aproximativ 17.000 de copii. În învățământul primar, de la 27.000, de la peste 27.000 de elevi înscriși în învățământul primar, în anul școlar 2013-2014 numărul lor a scăzut, însă în acest an școlar am revenit la peste 27.000 de elevi înscriși în învățământul primar. Cât privește situația învățământului primar, Doljul stă mai bine. Totuși, aceasta nu se menține constantă, schimbându-se de la an la an. Dacă în anul școlar 2012-2013 am înregistrat 24.596 de elevi înscriși, în acest an școlar avem 23.746 elevi înscriși în învățământul gimnazial. În ceea ce privește învățământul liceal, se înregistrează tot o scădere a numărului de elevi, de la 26.134 în 2012-2013 la 23.225 în anul școlar 2014-2015. Numărul elevilor din învățământul gimnazial și liceal este și el în scădere. Numărul elevilor din învățământul profesional și tehnic era în anul școlar 2012-2013 de 1.520, iar acum depășește cu puțin 1.300.